Explozia de emoții, trăirile interioare contradictorii și gândirea critică îi motivează de cele mai multe ori pe scriitori să iasă din tipare, să-și asume dezamăgirile și să le înrădăcineze în paginile de carte. Despre relația de astăzi dintre scriitor, cititor și emoțiile poeților, aflăm și discutăm în cele ce urmează. Domnule Chiper, vă zicem bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Zic să luăm loc pentru a discuta despre literatura de astăzi. Grigore Chiper, poet, prozator, scriitor, eseist, profesor universitar, traducător, critic literar, Premiul Național al Tineretului, Premiul Uniunii Latine, Premiul Balcanica, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul Filialei Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. În anul 2022 menționați următoarele. Cititorul a dispărut, nu mai pășește prin librării, îmi lipsește acest contact. Vă întreb dacă la an distanță mai simțiți acest lucru. Contactul cu cititorii este vital, este foarte important pentru scriitor și vreau să menționez că am încercat să apropie cititorul de scris, de cărțile mele, chiar și prin cartea pe care am publicat-o în anul următor, adică în 2023. Am publicat o carte de proze scurte și ea se numește Cu romanul în vacanță, da? Deci în care personajele călătoresc cu o carte, uneori cu mai multe cărți, în special roman, dar pot fi și alte cărți. Deci m-am gândit și la o strategie pentru cititorul nostru care se simte îndepărtată de carte. Deci pentru el cartea e un lucru sau inutil, sau un lucru inaccesibil, aflat undeva într-o zonă la care el nu are acces. Cu prozele astea am vrut să-l determin pe cititor, să-i arăt că cartea, scriitorul, în special scriitorul de literatură universală, da, pentru că modelele acolo se află în literatura universală, sunt de fapt foarte aproape, da, deci ele sunt abordabile și am avut unele întâlniri așa cu elevi, da, din clasele liceale și mi-a plăcut că unii chiar au sesizat în comentariile lor că, deci, iată, cartea devine un personaj, cumva se intercalează în lumea povestirii, deci devine un element indispensabil pentru acea povestire. Deci, cartea a fost concepută în stilul road story, deci toate povestirile sunt niște călătorii, și obiectul principal, primul lucru pe care îl pui în geantă, da, când pleci într-o călătorie, este cartea. Pentru că ați spus că e important această relație dintre scriitor, cititor și cumva una fără cealaltă nu poate să existe. La ce lucru vă gândiți cel mai important? Cum influențează cititorul cartea? Greu de spus cum influențează, pentru că am scris, interacțiunea mea cu cititorul este minimă, pentru că am scris în temei poezie, am scris eseu, genuri literare care sunt marginale, deci nu prea au, deci sunt genuri de nișă, da. De aceea să imaginezi aici un cititor larg, nu poți. Cititorul este, de fapt, din rândurile celor mai apropiați, da? De obicei, scriitor, prieteni care te apreciază, care te înțeleg, cu care ai parcurs împreună un drum, uneori chiar din copilărie sau din, mai ales din studenție. Deci, de aceea, eu am mai publicat cărți de proză, dar nu este prima mea carte de proză care mi-a apărut anul trecut, dar din păcate și cărțile precedente
n-au avut o audiență. În primul rând, ele au apărut în România. În al doilea rând, au apărut la edituri mici, deci fără ca aceste edituri să le poată propaga într-un fel sau altul. De ce? Cărțile au trecut pe neobservate. Anul cu cea de-a treia carte am fost mai norocos. Deci, în primul rând, ea a apărut în Republica Moldova. În România, noi nu avem acces la cititorul de acolo, adică trebuie să ți-l făurești totuși în spațiu unde locuiești. Bine, acolo poți să mergi, să zicem, trebuie să ai resurse, trebuie să ai oameni care să-ți organizeze evenimentul. Deci nu este atât de simplu. Deci acasă, cartea are nevoie de promovare? Cartea are, în primul rând. Sau scriitorul are? Bine, scriitorul și cartea sunt indisolubil legate, adică putem să spunem scriitorul are nevoie de, dar putem să spunem cartea are nevoie de promovare. Eu aș zice, așa, ca să împăcăm lucrurile din acest punct de vedere, o carte care merită, da, are nevoie de promovare. Da? Deci o carte bună. Sigur că aici noi intrăm așa pe un tărâm nisipos, depinde de gusturi, depinde de interese, de foarte multe lucruri, de multe criterii depinde. Dar în general se conturează așa o optică comună. Deci spuneam că am avut noroc cu această carte pentru că cartea a fost selectată pentru un program, chiar pentru două programe, deci unul pentru Chișinău, care se numește Chișinău, Capitala Citește, da, și al doilea program este pentru, deci, bibliotecile din provincie, în special din centrele raionale și nu numai. Deci sper, cu toate că și aceste programe au minusurile lor, mă refer în primul rând la public. Foarte greu să atragi publicul în cadrul acestor programe, mai ales când e vorba de cărți serioase, cărți deci, așa, destinate unui cititor avizat, unui cititor atent, pregătit. Sigur că aici este foarte greu să găsești un public. Sunt, deci, asemenea cititori, sunt peste tot, inclusiv în Republica Moldova, dar ei nu stau în aceeași localitate sau nu sunt masați așa undeva. Deci, când mergi într-o localitate, este foarte bine să găsești un manager care să identifice aceste resurse, cine le cunoaște, cine poate așa să coaguleze, da, toți acești factori culturali de acolo. Dar am zis, oricum, cu toate minusurile, sunt programe bune care, deci, propagă cărțile, în special în rândul elevilor. Școala mea a fost mare, deci în timpul meu a avut peste 800 de elevi, deci o școală chiar foarte mare. Acum a coborât sub 100 de elevi, deci a discrescut de 8 ori și ceva numărul elevilor. Deci, iată, v-am dat două cifre în baza cărora poți să-ți faci o imagine că lucrurile nu stau așa de bine. Dar asta este situația obiectivă. Eu am scris, am publicat chiar un articol în 2016 în Destin Românesc, un articol mare, așa de vreo 10 pagini, situația din satul meu. Da? Deci, iată, ce s-a întâmplat așa din perioadele mai vechi, din perioada românească, perioada sovietică și perioada actuală. Am încercat așa să privesc din aceste trei perspective și într-o încercare de a generaliza. Cred că ce a fost caracteristic pentru satul meu, bănuiesc că a afectat, dacă nu toate satele, a afectat multe sate. În acest sens, totuși spuneați, nu școala poate să pregătească cetățeni sau cititori, dar familia. Și au pierdut din impact lecturile școlare?
Lecturile școlare nu și-au pierdut din impact, ele sunt extrem de importante, dar profesorul trebuie să, deci, să aibă și el o bază, da? Deci el nu poate să creeze din nimic, cum spune proverbul latin, ex nihilo nihil, da? Deci, dacă, pentru că nu numai familia, nu numai școala, aici am dat o schemă așa simplificată, dar mai sunt și alți factori, deci este statul, da? Este, deci, biserica, da? Deci sunt așa mai mulți factori care ar trebui să se implice. Și dacă ne uităm, fiecare din acești factori, deci se implică nu la, deci, capacitatea la turațiile pe care le poate avea. Biserica în general, deci au dispărut școlile duminicale, da, în unele sate sunt, da, școli duminicale, dar așa cum am observat, în unele sate preotul vine de la oraș, da. Evident, da, dacă nu stă în sat, nu este prea strâns legat de comunitatea sătească, da? În plus, sigur că ar trebui, dacă preotul nu este o locomotivă, ar trebui poate cineva din sat, da, să preia locul preotului, un dascăl, ceva. Din păcate, trăim într-o societate extrem de pasivă la nivel cultural, da? Și asta se răsfrânge nu numai asupra literaturii, dar și asupra educației. Libertatea este despre omul pregătit pentru libertate. A fi un poet de succes înseamnă a scrie o poezie de succes. Criza în literatură este despre este despre ceea ce cred unii că este criza în literatură. Despre scriitori nu se cunoaște că reprezintă partea scufundată a icebergului. Subiectul despre care mi-aș dori să scriu. Poate un roman de dragoste. Această pasivitate, atât culturală cât și socială, era cumva accentuată și la începuturile dumneavoastră, în copilăria dumneavoastră, sau cumva putem spune că s-a accentuat în timp, s-a înrădăcinat, a intrat în sânge? Eu m-am format în perioada sovietică, da, deci unde era un soi de activitate, era un soi de activitate socială, dar era și o presiune ideologică, da, deci pentru toate trebuia să plătești un preț, da, deci erai limitat, da, la cărțile pe care să le citești, informația pe care să o vizitezi, emisiunile pe care să le privești la televizor, filmele erau... Deci vezi, citești, dar ceea ce decidem noi că ai... Sigur, sigur, dar decideau foarte puțin, da? Decideau foarte puțin. Dar după 90 s-a produs, deci, o cădere, da? Deci vechile structuri sociale, vechile modele sociale au căzut, formule noi nu prea am știut, da, să creiem, să venim și să le propunem și lucrurile acestea, din păcate, Republica Moldova are, deci, 33 de ani de independență, dar ele trenează. S-au schimbat unele lucruri, dar sigur că viteza cu care se schimbă este cea a melcului. Și noi acum vorbim de lipsa cititorilor, dacă nivelul lor este scăzut, că am vrea ca ei să fie mai mulți, iar cei care sunt să fie mai culți, să pătrundă mai bine în carte, adică să nu, pentru că există cititori în Republica Moldova, în spațiul acesta underground,
Dar citesc o literatură de aceasta ușurică, dar superficială, de ca, pe care... Vorbim de acea gândire critică pe care să o aibă în momentul în care aleg o carte. Adică literatura aceasta este bună pentru o primă fază, da? Dar nu poți să te oprești la ea pe tot parcursul vieții. Dar mă gândesc, urmărind examenele PISA care se organizează și în România și la noi și în toate statele, Republica Moldova, deci de an de an e printre ultimele locuri, da? Deci de fiecare dată 40 și ceva locuri, 40 și ceva. Asta despre ce vorbește? Asta vorbește că nivelul de analfabetism funcțional este foarte mare, da? Deci copiii nu citesc, copiii dacă citesc nu înțeleg sau înțeleg doar lucruri foarte simple, pot să se exprime la modul rudimentar. Deci iată, asta înseamnă examenul PISA. Noi avem nevoie de olimpici, da? Ei sunt olimpici, dar olimpicii fără această masă care, hai să zicem așa, PISA, ea nu înseamnă nimic. Toată societatea poartă aceeași responsabilitate, adică nu putem noi să spunem că scriitorii sunt privați de, sau au o responsabilitate mai mare. Lucrurile sunt în complex, deci nu poate un scriitor să scrie atât de strălucit încât nimeni să nu înțeleagă cărțile lui. Deci el trebuie să se plieze pe acest cititor. Dar în educația cititorului trebuie să contribuie familia, biserica, școala, societatea, statul. Adică toți împreună. Evident, care este datoria scriitorului? Scriitorul este să scrie pentru cititor, să scrie accesibil, să scrie bine. Da. Dar vedem că lucrurile acestea sunt în primul rând relative și pot avea uneori, dacă tu te pliezi pe un cititor de masă, atunci literatura ta poate avea un nivel destul de discutabil. Acest nivel al literaturii în limba română, scriitorii din spațiul românesc, putem spune că au evoluat în timp sau au rămas tot încercând să cucerească acea masă de care spuneți? Scriitorii sunt ca și publicul, sunt și ei diferiți, da? Depinde de fiecare scriitor în parte, deci unii s-au conservat în modelele pe care le-au moștenit în tinerețe sau la maturitate, alții au încercat așa să evolueze, să se schimbe, pentru că literatura se schimbă, da? Gusturile se schimbă, tinerii, sensibilitatea tinerilor se schimbă, chiar și temperamentul se schimbă. Da? Acum se vorbește că generația tinerilor este o generație înceată, lentă. Da? Deci, da, este fel, da, așa psihologii spun că, da, asta este ritmul lor. Ei nu preferă, da, ritmuri nebune, așa cum erau de până la ei. Ei lor le place așa un pic mai moderat, da, o viață mai moderată, cu o gândire mai lentă, mai așezată. Deci, iată, vedem chiar și temperamentul lor suferă unele schimbări. În ceea ce privește gustul, perceperea literaturii, la fel. Deci scriitorul trebuie, da, să se schimbe și el. Eu, de exemplu, am debutat cu o plachetă de versuri în 1990, se numește Abia Tangibilul, o carte bine primită de critică, a fost răsplătită și cu Premiul Național pentru Tineret, da, deci ca dovadă a deci a faptul că cartea a avut o receptare bună. Dar deja în a doua carte am schimbat stilul, da? Deci nu mai este stilul din prima carte, deci am încercat de fiecare dată în a treia carte care a apărut după o pauză mai mare, în general este am făcut și versul cu rimă, da, cu ritm, cu strofii, așa într-o, hai să zicem, nu într-o formă clasică, ci pseudoclasică, da? Adică păstrând fondul modern, dar formele clasice. Deci am încercat de fiecare dată
să mă reinventez în primul rând pe mine și să livrez cititorului altceva, pentru că este foarte important pentru mine ca autorul să nu se plictisească, da? Să nu se plictisească de literatura pe care o scrie el, pentru că orice notă de plictis, da, este imediat simțită de cititor. Și atunci ce emoții aveți astăzi când lecturați dintre primele poeme sau primele lucrări semnate? De fiecare dată am scris doar ceea ce am crezut că merită să fie publicat, deci nu mi-am permis niciun fel așa de derapaje, da, să zicem, bun, iată, dau 20 de poeme și încă 20 las să fie așa pentru număr, da. Nu, deci atunci când am considerat că toate poemele sunt aproximativ de același nivel, atunci am predat manuscrisul la editură. Dar cu unele cărți am fost și critic, pentru că în unele plachete, citind acum, da, din perspectiva anilor, unele poeme ar fi putut arăta altfel, adică ar fi trebuit să muncesc mai mult la ele. Emoția pe care o trăiesc cel mai des este atunci când mă întâlnesc cu oameni deosebiți. Omul care mi-a schimbat viața este cel pe care îl consider un adevărat idol. Regretul care mă bântuie. Că nu am reușit să găsesc un traducător adecvat pentru literatura mea. Astăzi, fericirea mea este să continui măcar așa cum am continuat să scriu poezie, măcar la același nivel, dacă se poate și mai bine. Visul încă nerealizat. Să plec într-un turneu care să conțină și elemente de literatură. Pentru că am vorbit anterior despre ce spun criticii literari, la un moment dat despre dumneavoastră Vasile Gărneț spunea următoarele. Stilul inconfundabil, adică delicat, aluziv, respectând convenția artistică, este o opțiune care reflectă în fond structura sa creatoare, o sensibilitate care îl individualizează. Cât de des v-ați ascuns sensibilitatea în text? Nu știu dacă încerci așa să-ți ascunzi, din potrivă, poezia, mai ales poezia, te invită să-ți așa să-ți demonstrezi sensibilitatea. Să-ți o recunoști. Deci, da, să o recunoști, să o demonstrezi și eu l-aș imagina pe poet drept, dacă vă amintiți de la anatomie, planșele celea colorate cu ecorșeul, cu corpul ecorșat, deci așa lipsit de doar cu mușchii pe el. Deci iată, poetul este cu tot timpul cu sensibilitatea la vedere, pentru că altfel nu se poate scrie. Este specific, face parte din structura, din trăsătura acestei arte. Dacă te ascunzi, te camuflezi, nu știu, poate să iasă altceva, un alt tip de poezie, da? Să creezi un alt reego, să experimentezi și așa ceva. Există asemenea experimente în literatură, dar nu m-a tentat pentru că, cum să zic, nu trăim într-un spațiu așa îmbibat de foarte multe poezii, într-un spațiu mare, european, chiar și deci numeros ca populație. Deci noi români suntem puțini, da? Dar dacă luăm Republica Moldova, e foarte mică ca populație. Sigur că noi nu putem să ne comparăm cu popoarele mari, da? Deci nu numai mari, dar și cu tradiții fenomenale, cum de exemplu este Franța sau Italia și alte. Dar se mai apreciază astăzi sensibilitatea? Adică tinerii scriitori vin cu aceeași idee de a o promova, de a o arăta?
Sau se optează pentru alte lucruri? Deci acum sunt trendul poeților tineri este de a face o literatură reală, da? Și de a se prezenta pe sine drept un personaj real în cadrul acestei literaturi reale. Deci ei încearcă să șteargă cât mai mult granița dintre proză și poezie, deci ei sunt tentat de ceea ce se numește proză-poem, da? Deci un gen așa amalgamat, da? Poezie și proză, dar chiar dacă este proză-poem și nu sunt tinerii care au inventat acest gen, da? El a apărut de mult, a fost practicat așa în uneori mai mult, alteori mai puțin, abandonat. Acum poeții tineri l-au reinventat, l-au resuscitat pentru că au considerat, consideră ei acum că acest gen îi reprezintă mai bine. Și fiindcă suntem la sfârșitul acestei discuții, vin să vă întreb, drumul spre succes al literaturii este un lung și foarte dificil. Este un alt gând al dumneavoastră. Vin să vă întreb cum e astăzi acel drum și cum l-am putea simplifica. Drumul este lung și, din păcate, noi trăim într-o societate care nu valorifică succesele, nu are mecanisme de valorificare a succeselor. Aceste mecanisme stau în străinătate, unde ele sunt puse bine la punct. Deci observăm foarte bine cum românii, fii din țară, fii de la noi, merg în diferite state și au succese foarte mari, inclusiv scriitorii. Deci eu văd deocamdată pentru noi, deci iată o pistă așa de a răzbate în străinătate, de a ne impune acolo. Din păcate, deci în România există de mult Institutul Cultural care îi ajută pe scriitor să obțină finanțări pentru traduceri în diferite state. Republica Moldova se vorbește cel puțin de vreo 6-7 ani despre o instituție similară, dar lucrurile bat pasul pe loc. Acum parcă s-a mișcat, dar oricum anul acesta nu va fi gata, deci așteptăm la anul, dar cam asta este cheia succesului pentru moment. Să trecem dincolo de graniță și să ne facem timp pentru carte. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.